Cu ocazia vizitei de luni a ministrului Agriculturii Daniel Constantin la Galați, acesta a prezentat Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 în fața a aproximativ 100 de agricultori. Unul din domeniile importante de investiții vizează sistemul de irigații. Ministrul susține că agricultorii au la dispoziție pentru investiții în irigații peste 370 de milioane de euro din cele peste 2 miliarde de euro. Suma totală alocată de Uniunea Europeană prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru următorii 6 ani. Au fost alocate în perioada 2007-2013 60 de milioane de euro. În ultimii 2 ani de când suntem la conducerea Ministerului am suplimentat fondurile până la 140 de milioane de euro și vreau să vă spun că astăzi sunt contractate 140 de milioane de euro pentru a reabilita infrastructura secundară de irigații. Ajutorul acesta merge către cei care s-au constituit în organizații de udători, au preluat infrastructura secundară în proprietate pe baza legii și acum trebuie să o reabiliteze, au posibilitatea cu fonduri europene 100% nerambursabile. Așadar, s-au alocat de la buget importante sume de bani pentru refacerea sistemului de irigații și totuși apa nu a fost adusă la rădăcina plantelor din mai multe cauze, după cum spun agricultorii. Prima ar fi lipsa echipamentelor de udare, care fie nu există în unele zone, fie au încăput pe mâna hoților de fier vechi în ultimii ani. Pe de altă parte, în ultimii 2 ani, tariful de livrare a apei pentru irigații a crescut simțitor. Sistemul de irigații ne pune la punct. De unde sunteți? De la Liești. De la Liești. Sunteți agricultor? Da, da. E sistem de irigație. Da, lipsește apă după canal să ne alimenteze. Noi aparținem de 43-44 lotul care ne alimentează. Și cum, anul acesta cum este producția? Cum va fi? Dacă avem apă, va fi bună, de altfel. Cum să am să se cită, trebuie apă. Situația este diferită la Brăila, care a ajuns să irige pe suprafețe mari tocmai pentru a putea obține producție și profit. La nivelul județului Brăila, cum se știe, se irigă cel mai mult de la nivel de țară. Și pentru că la noi la Brăila discutăm acum nu de o secetă atmosferică, ci de o secetă pedologică. De câțiva ani s-a instalat, din păcate, la nivelul județului Brăila și din acest motiv executăm, ca să spun așa, irigațiile la suprafațe foarte întinse. Pentru ca să putem, într-adevăr, să obținem producții scontate și, de ce nu, că fiecare care muncește trebuie să aibă și un pic profit față de activitatea pe care o face. Autoritățile care se ocupă de repartizarea subvențiilor pentru producătorii agricoli spun că lipsa unei legislații le face dificil activitatea. Activitatea de irigație într-un fel este reglementată și se desfășoară într-un mod bun, zicem noi, însă probleme deosebite întâlnim pe activitatea de desecare și combaterea eroziunii solului, unde există o problemă legislativă nedusă la bun sfârșit. În ceea ce privește județul Galați, există o suprafață agricolă de peste 350.000 de hectare, din care 290.278 hectare teren arabil, aproape 135.000 de hectare fiind terenuri irigabile.